Cea mai bogată ofertă pe piața muncii a venit de la o societate de pe platforma Dacia, care a pus la bătaie 70 de locuri de muncă. Au fost și firme de intermediere cu joburi full-time sau part-time. Momentan, posturile noastre vacante sunt, de exemplu, de dispecer medie și joasă tensiune la CEZ, inginer proiectant în construcții la o firmă de construcții, controlor de calitate. Mi se pare foarte, foarte interesant, deoarece ne oferă anumite posibilități în viitor. De obicei, studenții nu își găsesc pe domeniul lor. Asta este problema principală. Am creat o platformă unde studenții Universității din Pitești pot să-și depună CV-uri în baza unei parole, iar toți angajatorii din județul Argeș și nu numai pot să se logheze gratuit pentru a afla și a găsi o bază de date cu tineri disponibili pentru a fi angajați. Studenții s-au putut informa și despre cum se pot angaja în sistemul militar. Care este oferta? Vorbim despre oferta din anii anteriori, o facem cunoscută absolvenților de studii superioare, studii universitare de licență, fie de drept, fie de psihologie, fie de studii economice. Programul manifestărilor se va încheia cu Noaptea Albă a Studentului, un spectacol de muzică, dans, concursuri și karaoke la Casa Studenților din Pitești.